Teo Roz și Angel Damian s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru noul serial Clanul, difuzat la ProTV din septembrie 2022. Aceasta joacă un rol principal fiind avocata grupării de crimă organizată și fata lui Bebe, iar Angel lucrează din spatele camerelor ca regizor. Teo e un talent uriaș, un talent actoricesc uriaș. Eu n-am văzut genul ăsta de talent până acum. Mi se pare că... Dracul mai crede acum. Deși se speculează că Teo l-ar fi înșelat pe Alex Leonte cu noul iubit, cântăreața a mărturisit că lucrurile nu mai mergeau de ceva timp între ea și nepotul lui Neamarin. Relația mea cu Alex s-a încheiat, altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate. Noi am vrut să întâmple cu discreție lucrurile astea și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele, să anunț eu la un moment dat. Nimeni n-a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Angel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex. Angel Damian s-a despărțit de Lia Bugnar în aceeași perioadă, după 9 ani de relație. Cei doi s-au înțeles de minune în ciuda diferenței de vârstă de aproape 23 de ani și au lucrat împreună la numeroase piese de teatru de-a lungul anilor. Trebuie să te întreb și despre Lia Bugnar. Cum gestionați voi relația? Pentru niște oameni maturi care se admiră reciproc, este firesc să poți continua o relație profesională. Noi suntem maturi și înțelegem situația în întregime, nu există niciun soi de problemă. Lia Bugnar este cea care a scris scenariul pentru Clanul, inclusiv replicile pentru Teo Roz. Telespectatorii au reușit să o cunoască mai bine pe Lia și din emisiunea Asia Express, sezonul 3, unde a participat alături de Maria Buză. V-am să vă întreb ce mai face Angel Damian. Știu că vă înțelegeți foarte bine. Eu înțeleg cam ce v-ați dorit dumneavoastră de la interviul ăsta, doar că Angel Damian, dacă face ceva demn de spus într-un interviu, trebuie întrebat el însuși. După doar câteva luni de relație, Teo Roz și Angel Damian au confirmat că așteaptă un copil. E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Deși ar fi vrut să anunțe vestea la momentul potrivit, presa le-a luat-o înainte. Cum e Angel în perioada asta cu tine? Grijuliu, ca cu un bibelou așa săracul, nu mai știe cum să facă să fie totul bine pe lângă mine. Teo Roz a devenit foarte populară în urma participării la concursul Bravo I Still Celebrities. Deși a ieșit pe locul 2, aceasta a câștigat o comunitate de fani devotați care îi admiră personalitatea carismatică, dar și vocea incredibilă. De atunci, cariera ei a început să prindă aripi, devenind una dintre cele mai căutate vedete la momentul actual. Angel Damian și-a început cariera de actor la 17 ani și a continuat să joace în piese de teatru, seriale, filme independente, dar și să scrie, să producă și să regizeze. A câștigat de-a lungul anilor numeroase premii și a participat la diferite festivale internaționale de film. Când dau seama că iei salariu și de regizor și de scenarist și de actor... Nu e rău. Da. Nu e rău. Recent și-a făcut apariția și pe YouTube, ca și coprezentator alături de Codin Maticiuc în podcastul La Mijloc. Chiar dacă mulți îi judecă, le reproșează că s-au grăbit și că relația lor nu va trece testul timpului, trebuie să recunoaștem că cei doi formează o pereche foarte frumoasă și pot deveni unul dintre cele mai puternice cupluri din showbizul românesc.